La inițiativa Federației Române de Oină, care a colaborat cu Ministerul Tineretului și Sportului, sute de copii au aflat despre posibilitatea ca talentul lor să fie descoperit și susținut. 60 de elevi din mai multe localități constanțene au fost aleși pentru a lua parte la primul stadiu de inițiere în tainele jocului. Vreau să vă spun că este un proiect derulat la nivel național. Avem numai puțin de 12 centre în care sunt activități de inițiere în Oină în acest moment. Sunt centre în care am depășit cu mult posibilitățile de cazare. Pe Moldova avem chiar dublu celor care trebuiau să vină inițial. Iată că întrebarea care se tot punea în decursul timpului, dacă Oina aceasta poate să atragă lumea, cred că poate să dea răspunsul astăzi. Se poate da răspunsul foarte simplu. Da, copiii vor să practice acest sport. Este un sport frumos care atrage de la sine. Proiectele au ca scop relansarea Oinei prin formarea și dezvoltarea unor componente educaționale, morale, dar și prin cunoașterea tradițiilor sportive. Da, este prima oară când intru într-o sală de sport și am avut o emoție uimitoare când am călcat în camera, încăperea aceasta, îmi bătea inima de 100 de ori pe minut când am văzut sală mare, am văzut că alți copii din alte orașe. Fiind sportul nostru național, mi s-a părut o idee foarte bună de a-mi antrena corpul și mintea. Partea practică e așa între, adică nici grea, nici ușoară, partea mentală e un pic mai grea, fiindcă e nevoie de o concentrare foarte, foarte mare. Primii pași au fost duși la îndeplinire. Copiii au învățat partea teoretică a jocului de oină și au pus în practică toate cunoștințele. Elevii s-au îndrăgostit rapid de această disciplină sportivă și își doresc să ajungă campion, fiind conștienți că până acolo e nevoie de multă muncă. Să mai învăț să prind mingea mai bine și cu băta să dau puțin. Fie rapid și agil. Atent, concentrat. Toți copiii selectați în fiecare centru din țară vor participa la meciuri de pregătire și turnee, iar cei mai buni dintre ei vor ajunge la turneul final de la Sibiu.